Viteș. Haideți să o ascultăm pe Camelia Putreșca. Bun găsit! Este cea mai tensionată zi a săptămânii pentru că riscăm să avem ieșiri orgolioase și să supărăm pe toată lumea. Vorba bună mult aduce. Berbecii S se inflamează foarte ușor, mai ales dacă se întâlnesc opinii diferite de ale lor și le susțin pe ale lor cu foarte multă vehemență. Taurii. Interesele personale și materiale sunt importante pentru ei, de aceea nu cedează niciun centimetru din spațiul lor, casa lor sau avutul lor. Dificultăți în a-și le susține. Gemenii intră în conflict de idei cu persoane cu cap, pe care contează de altfel, așa că va fi greu să-i mulțumească pe cei apropiați. Pentru raci discuții sub aspect financiar, nu vor să cheltuiască inutil, s-ar putea să li se ceară bani, nu e recomandat să dea. Lei uh, sunt uh, însă pe cai mari, vor să-și impună opiniile și au și argumente pentru asta. Vin și cu idei îndrăznețe, nu toată lumea le înțelege, de aceea pot să risc Pecioarele. E bine să se gândească astăzi la sănătate și, de asemenea, să fie foarte atente, să nu se strecoare vreo greșeală, pentru că munca pe care o fac în acest moment este foarte pretențioasă și prețioasă. Balanțele contează pe un prieten, dar s-ar putea să descopere că sunt lăsate baltă exact când le-e lumea mai dragă. Au nevoie să fie un pic mai tolerante cu cei care nu vin în întâmpinarea lor. Scorpionii sunt autoritari și au decizii foarte importante pentru că își văd interesul. sunt... Motivați mai ales de interesele financiare. Pentru săgetători divergențe de opinii, se poate reproșa ceva, nu acceptă. Și de aici discuții care. Sunt la fel de furtunoase și spre seară. Capricornii uh, au nevoie de mai multă iubire, de mai multă tandrețe. Au senzația că scapă lucrurile din mână, poate și profesional, dar și sentimental, și că lucrurile nu depind de ei ca altă dată. Vărsătorii uh, discută și ei, pe de-o parte, discuții bune în prima parte a zilei, privind planuri de viitor, dar spre seară, conflicte de interese sunt cam orgolios și au reacții un pic exagerate. Peștii muncesc foarte mult și s-ar putea să se confrunte cu situații care nu au experiență suficientă. De aceea se tem că ar putea greși. Dacă au răbdare și sunt prudenți și cer sfaturi, ies bine până la urmă. O zi cu atenționare. Aveți grijă de voi. Ne vedem și mâine.